Salutare tuturor! Cauți o aplicație în care nu stai, de fapt, care câștigi bani super ușor, fără nicio investiție, cu o sarcină super ușoară, adică niște clicuri care le faci zilnice, la fiecare minut, în care îți aduce un minim de retragere și care poți să și retragi. O să vedem împreună despre ce este vorba. Nu uitați de un mare like și uitați că în descriere găsiți grupul de Telegram. Dacă și tu știi o aplicație mișto și vrei să mi-o recomanzi eventual să facem un video, poți să scrii pe Telegram Arond Marius Apopa. Proiectul de astăzi se numește faucetirn.org. O să-ți las un link cum să ajungi la el. O aplicație super simpatică, super ușoară. Ai niște mici sarcini de făcut în care poți câștiga niște bonuri super ușoare. Adică nimic special, nimic de investit, dar foarte important să vă faceți un cont pe faucetpay.io. Este un wallet foarte simplu de folosit, care poți să retragi fracțiuni de orice monedă vrei tu, orice criptomonedă care are acest wallet. Poți să retragi sume foarte mici, adică vorbim de sume care sunt foarte, foarte mici, adică nu vorbim de sume mari. Nu vorbim de dolari, vorbim sub un cent. Bun, hai să revenim pe proiect. Când te registrezi, cam așa va arăta dashboard-ul tău, panoul principal, sunt mai multe tipuri, poți face faucete nelimitate, poți să colectezi până la 10, cum se numește, până la 10 X Ripple. Un Ripple echivalent cu 2 lei și ceva, ca să știți ca idee. Bineînțeles, cam asta a fost prețul lui, mare parte, a mai crescut, a fost și 3 lei, dar nu nimic spectaculos, nu știu să vă zic că a avut, probabil a avut și prețuri mai mari de 6 lei și ceva, dar cam asta este prețul lui, 2 lei, 3 lei, 4 lei. În fine, este o modalitate și asta gratuită dacă vrei să investești într-un site care folosește Faucet Pay sau alte monezi, pentru că de pe acest wallet poți să-i transferi și pe Binance. Bun, cum faci? Intri pe secțiunea Faucet, odată la un minut, dai aici Claim Now și colectezi suma asta respectivă, care se duce, bineînțeles, în soldul tău. Mai trece un minut, aștept să, bineînțeles, să aștepți, a trecut minutul, mai dai o dată și aici se colectează niște bonuri și foarte mișto că nu ai nici reclame, adică poți să setezi, dacă ai posibilitatea asta și de pe un telefon, să meargă mouse în mod automat și dai claim odată la un minut, foarte important, la un minut, numai devreme. Și asta ar fi o modalitate foarte ușoară. Pe lângă asta mai dă și alte funcții, cum ar fi PTC, te uiți la niște video, la niște reclame care țin câteva secunde. Ne zice că sunt disponibile aproximativ 10, deci ok. Ne arată și suma cât te recompensează pe fiecare. Bun, deci asta e misiunea care trebuie să o faci. Trebuie să te uiți la o reclamă. Investiment, total investiment amount, bla bla bla, îți arată tot ce ai în balanță, tot ce ai generat și tot așa, tot investiment. Sunt și niște pachete de investiție, cine vrea să facă treaba asta. Plan depozit, anual 5%, ok, 7%. Trebuie să știi că toate depozitele astea se fac pe o perioadă de timp, ok, anual, ăsta este un pachet fix de 7 zile, diamant, ăsta nu scrie o perioadă anume, time to expire, 0 zile, deci nu are 30 de zile, 90 de zile, în fine, procentul crește mai mult anual, dar fiecare investește cât vrea, dacă vrea să meargă pe varianta asta, plus, pe lângă că face faucete odată pe la un minut, dăm aici colectare. E foarte important să rămâi aici, chiar dacă au trecut server time, ne arată și ora server toate bune și frumoase. Ai șansa să câștigi suma asta, aici poți inclusiv să verifici pe trust, ok. Are o notă foarte bună în prezent, ok. Toate sunt pozitive pentru că este plătitoare, deci nu sunt probleme să nu fie plătitoare și plus un minut, la fiecare minut poți să faci treaba asta, să optezi să folosești și o aplicație gen să faci autoclicuri. Deci asta ar putea să fie o variantă. Hai să așteptăm să termine aici. Ne arăt că putem câștiga până la 506 și vă mai arăt încă o modalitate în care să vă ușurați voi munca, să aduceți pe alții să facă munca voastră și să primiți un procent. Deci folosiți-vă și de acest pentru că se acumulează multe persoane și înseamnă mai mulți bani. Hai să vedem. Minutul a trecut și noi trebuie să dăm aici colectare. Uite, aproape a trecut minutul. Ok. Și dăm claim now. Perfect. Și aici vedem, avem suma asta care am colectat-o. Dacă mergem pe dashboard, ar trebui să ne afișeze. Ok. Avem suma afișată. Smart Investment. Acolo v-am arătat investiții. Aici o să găsiți codul vostru de invitație, care sunt pe 3 nivele. Asta e foarte mișto. 3 nivele în care poți câștiga. Primul nivel.
7%, nivelul 2, 2% și nivelul 3, 1%. Adică tu câștigi, exemplu cum am făcut eu, mă câștigul. De la cine am folosit eu link-ul, el a făcut procentul ăsta de 7% din suma care am câștigat-o eu. Dar gândiți-vă, poate am câștigat, nu știu, $100, dau un exemplu așa. El câștigă $7 pe urma mea, adică de ce să nu profiți de treaba asta, pentru că este gratis și poți să-l dai prietenilor tăi și te ajutăm mai bine. Și aici o să vezi lista cu persoane care le-ai invitat. Hai să vedem, hai să retragem, bineînțeles. Dăm la Windrop. Aici ne spune foarte simplu, avem așa. Nu este specificat suma minimă. Aici ne spune exemplu Ripple Network description. Astea le-ai toate de pe Binance, pentru că poți inclusiv pe Binance arată toate. Este aici un video cu toate stake-urile în care cum să faci să primești bani. Deci iei direct în Binance. Eu am crezut că este în faucet inițial. Nu scrie aici un minim de retragere. Mă gândesc că poți să retrage și suma asta foarte mică. Ok, în copia datele respective, dăm Windrow și să vedem dacă se poate. Zice că a fost cu succes. Eu acum ar trebui să aștept să primesc acea dovadă, oricum dacă o primesc în timp util, o să vă afișez pe ecran, dar ea poate să dureze. Ok, se pare că depozitul a sosit. Deci n-a durat, am primit notificare pe Binance că depozitul a sosit. Deci asta e un lucru genial, pentru că chiar poți face bani cu aplicația asta la infinit. O să vă pun acum un screenshot pe ecran, să vedeți și voi dovada de plată. Deci nu mă așteptam să fie chiar așa de instantă. Uite, am mai colectat alte monezi și tot așa mai departe. Ia să vedem cât avem acum în balanță. Avem 99. Ok, în total ar fi 200 și ceva. Bine, într-adevăr, e o sumă mică dacă stăm așa să o calculăm, ce am câștigat eu aici, dar n-am făcut nimic. Adică n-am mișcat un pai, adică n-am făcut o misiune grea. Ia să punem aici. Deci am câștigat suma asta, dar n-am făcut nimic, clar. Bine, ca să ai o sumă mai fumă și că ia să vedem la un leu, trebuie să ai 0,30 ceva. Dar invitând prieteni, vă zic sigur, persoane care să o folosească, puteți să face mult mai ușor banii. Deci și asta e o oportunitate. Uite, depozită să zic succes. O să mai fac una. Vreau, sunt curios dacă asta am primit oricum rapid. Sunt curios să văd dacă pot să retrag mai multe ori într-o singură zi. Eu acum am în prezent 146, atunci am primit 124, deci cât am retras mai devreme. O să fac faucetul ăsta din nou, dau colectare, un 60 și avem 206. Ok, merg înapoi aici, am toate datele adăugate, suma adăugată și dăm Windrow. Ok, large number Windrow, ok, deci ce ne spune, ia să vedem, da? Deci o dată pe zi poți să faci retragerea, deci foarte, foarte bine și această idee, cum acumulezi o sumă mai mică, așa nu transferi de la minut la minut. Deci nu este rău deloc. Oameni buni, cam asta a fost video, dacă v-a fost util, nu uitați să lăsați un mare like și noi ne vedem foarte curând în următorul video.